Tati a devenit domnul director al grădiniței și astăzi va veni o colegă nouă. V-aș ruga să rupeți butonașul de like, să apăsați și pe subscribe și pe clopoțel ca să primiți toate notificările și haideți să vedem dacă se descurcă Tati în postura de director. Bebe Houdini, Bebe Houdini, trezirea, trezirea, că trebuie să mergem la grădiniță. Haide că eu sunt domnul director și nu mai putem să întârziem cum întârziam odată. Astăzi o să avem o nouă colegă și trebuie să fim acolo să o întâmpinăm. Așa că grăbește-te și hai să mergem la grădiniță. Stai, tăticuciule, că numai ce m-am trezit. Ai, prima dimineață când am vrut și eu să dorm mai mult și tu mă grăbești așa cu toate și mă duc la grădiniță. Stai un pic și mă trezesc și eu, lasă-mă puțin, că nu mai pot de șoamnă. Hai odată, Bebe Houdini, că nu mai putem aștepta atât, trebuie să ajungem la grădiniță neapărat, este imposibil să ajungem dacă tu mai tragi de timp. Și cum o să primim noi pe noua colegă în clasă dacă noi o să lipsim? Eu sunt singurul director din grădiniță și eu să lipsesc? Haide, hai să mergem la grădiniță, nu mai sta să pierzi vremea. Bine, tăticuciule, Bebe Raionule, ai venit și tu și mergem la grădiniță. Da, Bebe Houdini, te așteptam de ceva timp și am văzut că nu mai vii. Doamne, cât a trecut, hai să mergem repede, că dacă nu o să întârziem și e cam culmea să întârzie domnul director, nu crezi? Bine, Bebe Raionule, hai să mergem. Dar uși, băi, bebelușule, tu ce faci aici? Ești numai cu Pampers și așa, nu ți-i frig? Ia uite-l pe ăștia, băi, Bebe Raionule, cum a venit îmbrăcat la grădiniță. Da, l-am văzut și eu, e haios, băiatul. E haios, dar parcă e cam friguț așa pentru să fie așa doar în Pampers la grădiniță. În fine, hai să mergem și vedem la grădiniță și am auzit pe Raionule că cică și avem o nouă colegă. Wow, o nouă colegă, pe bune! Mamă, cât de tare! Hai să mergem să vedem că abia aștept să întâlnim noua colegă. Tăticuciule, oare unde o fi noua colegă? Hai să mergem să ne punem în șală. Hai și tu aici, Bebe Raionule, și așteptăm să vină noua colegă. Da, Bebe Houdini, sunt curios și eu să văd care este noua colegă. Bebelușilor, să stați aici cu minți pentru că eu am niște treabă jos în birou, trebuie să mă duc să semnez niște acte și din orice clipă o să vină noua colegă. Să o așteptați aici în sală, să nu cumva să plecați de aici pentru că vreau să aibă o primire călduroasă și o să vin eu cu noua colegă, da? Să fiți cu minți aici, să stați în sală. Bine, bine, tăticuciule, gata, stăm aici cu minți în șală. Da, 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 o să stăm cu minți. Uite și Bebe Raionul a zis, gata, stăm aici cu minți în șală, poți să te duci și vezi tu de treaba ta, tăticuciule. Da, 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 duceți-vă, domnul director, și aveți grijă acolo de treburile dumneavoastră acolo. Da, 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 du-te, tăticuciule, du-te. Fiți atenți, prieteni, a plecat tăticuciu și cred că am putea să mergem jos și o surprindem pe noua colegă. Chiar dacă ne-a zis să stăm aici sus, noi mergem să ne distrăm jos, să întâmpinăm, să vedem dacă e mai tare ca noi, să vedem ce fel de colegă va veni. Sunt chiar curioși, voi nu sunteți curioși? Bă, da, Bebe Houdini, am putea să mergem și poate chiar să facem o farsă așa de bun venit la grădiniță. Bună ideea asta, Raionule, bună. Am putea să mergem să ne ascundem acolo după zid și când vine să ieșim și să urlăm dintr-o dată să se sperie. Da, Bebe Houdini, crezi că ar fi tare? Crezi că s-ar distra și ea și ne-am distra și noi? Da, nu știu dacă și-ar distra ea, dar noi ne-am distrat cu siguranță. Hai să mergem, haideți cu toții să mergem, prieteni, și să o așteptăm pe noua colegă. Și aveți grijă, tati e în birou acolo, aveți grijă, încet, 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 să nu ne audă tati. Așa, închidem ușa repede și ne ascundem, haideți toți, uite aici ne ascundem, așa, ne ascundem toți, stăm aici ascunși după ușă și când vine noua colegă, șerim direct pe ea. Bună, bună idee, Houdiniașule, Bebe Houdini, bravo, 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 chiar îmi place ideea asta, hai să așteptăm să vină colega. Prieteni, cred că am văzut-o, cred că am văzut-o pe geam. Noua noastră colegă este aici la ușă. Stați așa și mă uit. E aici la ușă noua colegă. Fiți atenți, prieteni. Bebe Houdini, deschizi ușa și o speriem dintr-o dată, bine?
Da, 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 prieteni, fiți atenți aici și urlăm toți, da? Când o să deschid ușa, urlăm toți deodată. Fiți atenți aici. 1, 2, 3 și... Da, normal, eu sunt bebe Hudinașul, el este bebe Raiodul. Da, eu sunt bebe Raiodul și am suzetă tare. Și de unde pare bine de cunoștință, dar apropo, tu ești așa puțin cam musculoasă, așa? Tu ce ai făcut? Ai tras de fiare? Ești sportivă? Ești musculoasă tare? Da, înțelegi, și tu-ți faci exerciții zilnice și bagi acolo boxul, așa? Ia, uite aici, și eu știu box, ce credeai? Da, eu îmboxesc perna fiecare zi, să fie mult mai moale. Perna, wow, e bună ideea asta, ar trebui să mă iau și eu la trântă cu perna mea dimineața și seara, ca să fie mai moale. Ce zici, bebe Raiodule? Da, bebe Hutini, și ideea asta e tare, ai numai idei bune! Mulțumesc, bebe Raionule! Bebe Raionul este cel mai bun prieten al meu și mă susține de fiecare dată. Da, normal! Cum să nu? Puterea scutecelor! Normal, prietene! Hai să mergem să-ți arătăm grădinicea! Hai, hai să mergem! Fii atent aici! Grădinicea asta este o grădiniță de bebeluși mari, da? Bebeluși mici nu au voie aici, nu, nu? Noi suntem bebeluși mari cu toții. Aici este... camera închisă, unde am găsit un album. Păi fii atent aici, acum avem cheia și putem să o deschidem. Dar camera asta a fost închisă pentru secole întregi, pentru că am găsit o colegă care era vampir. Wow, ce tare! Da. Și păi eu și-am mutat la altă grădiniță, că ne-am dat seama că eram vampir și gata, și-am mutat. Da, păi de asta zic, și a fugit de la grădiniță. Și după aceea, aici este baia fetelor, aici ai voie să mergi tu la baie, aici este baia băieților și acolo este biroul directorului. Da. Nu, 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 să știi că tati e directorul și trebuie să ai grijă, pentru că tati de când e director și apuci pe speriat bebelușii. Și-a deschis ușa, haide să fugim, haide să fugim, prieteni, să nu ne prindă. Să nu ne prindă, tati, hai să fugim repede, să ne ascundem aici în, în șală. Păi banca ta, uite asta prima, bebe Raionule. E albastră, uite, îți place asta portocalie? Nu-mi place că e portocalie. Îți place asta roz? Nu-mi place că e prea roz. Păi atunci poți să iei biroul profesorului. E recunosc? Da. Nu, nu, nu poți să stai aici pe biroul profesorului. Bine, bine, șefa, pardonă, doamna profesoră, da. Sunt un pic șofoaie. Ce trebuie să faceți să scrieți câte bomboane îmi dați fiecare în pauză. Putem să scoatem bebeluanele? Da. Eu am scos bebelonul. Trebuie să scrieți câte bomboane îmi dați fiecare. A, să mă pace colega că eu beau lapte cu bebelonul. Bebeluși, ce se întâmplă aici? Cine e pe scaunul meu al profesorului? Hopa, e colega cea nouă, a venit colega cea nouă și nu mi-ați spus nimic? Ce bebeluși sunteți voi care nu mă anunțați când vine noua colegă? V-am spus să stați cu minții aici. Ce ați făcut? Ce s-a întâmplat? Povestiți-mi totul repede, bebelușilor! Tati Cuciule, stai să-ți explic! Domnule director, el nu scuteci! El e de vină! El! Nu-i adevărat, Tati Cuciule, nu-i adevărat! Să știi că doua colegă a venit singură, așa, și și-a crezut musculoasă și a zis că vine și ne pune pe toți la punct și după aceea ce-a luat biroul tău, a zis că ea e noua profesoară și că și-i dăm noi bomboane și anchi vrăjeală. Ba da, așa a zis, așa a zis noua colegă mușchiuloasă, se crede Rambo sau ceva, nu știu, se crede mare luptătoare.
Bebe Houdini, ești pedepsit. O să-ți sun părinții. Pardon, eu sunt tatăl tău. O să mă consult cu mine și o să primești o pedeapsă, iar pe ceilalți bebeluși stați așa. Stați așa, că o să vă sun părinții și o să vedem ce se întâmplă după aceea. Nu-mi vine să cred că nu ați ascultat când v-am zis să stați aici în, în sală și mi-ați mai luat și locul meu al profesorului. Aoleo. Cam acesta a fost episodul Houdinașilor. Să nu uitați să rupeți butonașul de like și de subscribe. Un follow pe Instagram, houdini.insta. Primul link din descriere vă duce către Trovo, unde facem live-uri zilnice. Haideți acolo frumușel pe primul link, pentru că acolo filmăm episoadele astea șmecheroase. Și neapărat like-ul ăla blană. Deci like, subscribe și clopoțel ca să primiți toate notificările. Pa, pa!